Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile la Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Marius Humelnic, candidat PSD Galați pentru Senatul României. Bună seara și bine ați revenit, domnule senator. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Domnule senator, începem emisiunea de astăzi cu rezultatul alegerilor la turul 1 al alegerilor prezidențiale. Rezultate neașteptate. Cum caracterizați dumneavoastră acest rezultat, ceea ce s-a întâmplat duminică? Am început cu o întrebare ușoară pentru momentul ăsta. Este un eșec, să știți, dacă mă întrebați. Dar principalii vinovați suntem noi, Partidul Social Democrat. Ca să fim corecți, v-am spus că de fiecare dată poate nu pot spune anumite lucruri dacă merg la, la București, dar aici acasă, la Galație, e mult mai, mult mai corect și mai simplu să spui adevărul. Nu înseamnă că nu spun adevărul tot timpul, dar uh, spun anumite lucruri pe care poate la București nu le-ar spune. Dar am greșit și noi, să știți, dacă vreți. Noi suntem principali vinovați uh, din punct de vedere al abordării uh, campaniei, din punct de vedere al mesajelor pe care le transmitem. Să știți că și mai ales al, uh, atunci când vorbești de uh, președintele țării, e bine că vii și spui poate că avem investiții, că avem salarii, pensii, le plătim, că vrem să dezvoltăm. Poate nu e suficient și poate cu siguranță nu e suficient atâta timp cât românii nu ne-au nu ne au votat cât noi credem că am fi, fi meritat. Să știți că nici abordarea din punct de vedere al, al faptului că deja ne vedeam în finală, Asta e primul lucru. De aceea vă spun că e greșeala noastră. Poate am demoralizat puțin sau nu demoralizat. Oamenii noștri nu au mai fost atât de conectați pentru că știam că vom ajunge să punem problema înainte cine e în turul 2. Noi am spus oricum e să nu merg astăzi la vot, merg nu știu, fac altceva. Faptul că vedem o influență atât de, o influență atât de mare pe rețele de socializare, dar nu pe Facebook sau toate sau Instagram, sunt pe TikTok foarte, foarte mulți tineri care accesează acest, acest, program. Am și eu, să știți, am și eu TikTok. Era la un moment dat discuția dacă interzicem sau nu interzicem în România. În niciun caz nu te zice, în 89 ne-am ne luptat să fim liberi, să putem să facem orice. Și oricum ar fi găsit o altă cale de comunicare. Cu da, și nu electoral. sunt de acord. A fost o discuție la noi la un moment dat, acum vreo câțiva ani, că, doamne, vă ștergeți TikTok-ul. Nu zic, nu știa, doamne, nimic, ce treabă are una cu alta. Poți să, pe rețea de socializare, să poți să discuți cu, cu oamenii. Ceea ce nu mi se pare, dacă vreți, ca și fost președinte al Comisiei de Comunicații, Tehnologie, Informații și Inteligență Artificială, tot ceea ce s-a întâmplat, -a întâmplat în, în dedesubtul acestor postări, acestor Mesajul... mesaje, faptul că s-a întâmplat ceva, să știți, din punct de vedere tehnic. De ce? Pentru că de fiecare dată când postam, nu numai eu, ci cred că valabil pentru toți românii și călățenii. De fiecare dată votez, Călin Georgescu. De fiecare dată apărea votez, votez, votez. Poate ferme de boți, poate troli, poate. A fost mult mai mult, adică acest lucru, să știți, nu-l nu poate realiza. Gândiți-vă că noi nu am, da, domnul Georgescu nu a ajuns, nu a fost pe stradă, nu a vorbit cu oamenii, nu a, -a avut pliante, ci efectiv doar prin, prin aceste rețele de socializare. Au fost la anumite. Uh, emisiuni cum uh, sunt eu acum, dacă facem emisiunea acum, și uh, doar a rupt, a rupt niște frânturi și a spus, domnule, vreau să fac. Nu știu dacă sau dacă românii au votat, înseamnă că acesta este mesajul. Numai că uh, ceea ce pare cu semnul întrebării este când românii spun, domnule, l-am votat, l-am votat, când. Uh, da, știți cine e? A, nu știm cine e. Atunci mesajul nostru, acum am văzut, dar nu sunt de acord. Și au apărut părțile de socializare, oameni, influenceri care l-au susținut și care spun acum, domnule, stați, n-am știut, că nu m-am documentat. Mi s-a dat uh, 500 de lei, 700 de lei, da? Și a spus, domnule, să dau niște caracteristici, mi s-a spus și ce să zic, puteam să spun și eu, dar 95%, 99% era ce trebuia să zic, și după care s-a lipit domnul Georgescu. Uh, acum. Și cum e votul românilor, dacă nu a fost uncheat? Acum vedem. Am zis că sunt o organabilitate, instituție de forță ale României, în care uh, trebuie analizate dacă nu au fost ingerințe ale altor uh, state sau altor servicii Antepiceți. externe. Uh, trebuie analizat foarte rapid și venit cu un, cu un verdict. De ce? Pentru că uh, noi, România, suntem un, un stat de fiecare am fost un stat uh, care am iubit pacea și că nu vrem să intervenim uh, în viața altor state, ceea ce e normal să nu intervenim nici alții în decizia românilor. Cred că și mesajul meu este către Gălățeni și către români să se de fiecare dată să se uh, să analizeze și să se documenteze din două surse, două, trei, patru, cine a e, cum e, de unde a apărut CV-ul, ce a făcut. Pentru acum când vorbim de uh, de anumite declarații și spuse că domnule știți eu aș vrea ca serviciul militar să fie obligatoriu. I-aș cere, i-aș chema pe toți din diaspora cei ce au votat să spună domnule a venit, l-ați votat foarte bine, votul este da, ați avut dreptate în veniți, haideți să vedem, sigur de. da, democrația, de fiecare dată să știți în vot, da, în votul românilor această puterea și dacă românii au votat înseamnă că avem cel mai cel mai bun președinte și atunci aș chema pe toți să facă acel stagiu militar plătit, bineînțeles, și toți cei ce au dorit acest lucru și nu numai, să știți, sunt anumite declarații care nu știu dacă sunt reprezintă poporul român în tot ceea ce înseamnă, chiar dacă vorbește de, de, de de tradiție, chiar dacă vorbești de credință, să știți, din punctul meu de vedere, credința este așa un lucru lăuntric, te rogi pentru tine, familia ta, da, pentru prieteni, e un. e ceva spiritual și în care nu te lauzi de fiecare dată. Am da. o problemă cu cei ce fac lucrul ăsta. De ce? Pentru că dacă mergi în biserică și te rogi foarte bine, felicitări pentru tine și sufletul tău, în niciun caz nu vii și te pozezi de fiecare dată dar cum și mai ales când a apărut uh, acest candidat uh, Călin Georgescu să fie prima opțiune a românilor. Um, să știți că atunci când a fost opțiunea celor de la Aur uh, acum 2019 sau 2020, scuzați-mă, uh, am început să l urmăresc și m-am uitat. Credeți-mă, a avut niște podcasturi nu atât de reușite. Au avut niște intervenții din punctul meu de vedere, uitându-mă în perioada aceasta de alegeri, în care nu mi s-a părut că într-adevăr spune ceva în esență. Pentru că e ușor să vorbești de apă, aer, energie, pământ și tot ceea ce e divin, și că poporul român trebuie să-și ia înapoi pământul și să fie stăpân pe casa lui și pe tot ceea ce a spus. Să știți că orice am spune noi, noi, ca Partid social democrat ar trebui să fim mult mai prezenți pe rețelele de socializare, să explicăm tinerilor ceea ce facem pentru ei, pentru generațiile viitoare, să explicăm călățenilor ceea ce facem din punct de vedere al, al investițiilor și poate mai puține cifre, spunem de sume, de kilometri, de cei mai puține cifre și poate un mesaj mult mai direct și mult mai. Uh, mai uh, ușor de înțeles. Să fie și pentru tineri. Cu siguranță, da, să știți, avem uh, uh, multe proiecte pentru tineri. Să știți că v-am spus și în emisiune anterioare, faptul că uh, vrem să investim în, în Galați și avem nevoie de tot ceea ce înseamnă infrastructură rutieră, feroviară, navală și aeriană uh, în Galați pentru a, conect, a avea conectivitatea uh, Galați București mult mai rapidă și cu celălalt, cu restul regiunilor din România. De ce? Pentru că atunci vor veni investitori și companii mari, trebuie să creăm locuri de muncă bine plătite. Și ne gândim la tot ce înseamnă viitorul nostru, a copiilor noștri și, bineînțeles, al tinerilor, pentru că a, ei sunt, vrem nu vrem, vor reprezenta și reprezintă viitorul acestei, acestui oraș și acestei Nații. O să vorbim și despre uh, proiectele uh, din programul de guvernare 2025-2028, dar aș vrea întâi să rămânem tot în zona aceasta alegerilor și să vă întreb: uh, s-a stabilit o strategie în interiorul PSD-ului ce se va întâmpla în final alegerilor prezidențiale? În momentul de față, nu uh, și e normal să nu se, uh, din punctul meu de vedere, o strategie importantă este votul de, de duminică. Uh, dacă președintele nu a fost votat, atunci cu siguranță, când vorbim de alegerile parlamentare, care sunt diferite, de ce? Pentru că noi, eu ca și parlamentar, ca și senator, candidez acasă, candidez la Galați, vin cu programul de guvernare, sunt mult mai palpabil uh, față de gălățeni și atunci spune, da, îl știu pe domnul la senator... La îndemână sunteți bă, știu... Suntem oamenii? la îndemână, am venit în fața dumneavoastră, nu acum, ce ani întregi uh, în urmă uh, și atunci lumea Gălățenii ne știu cu bune și rele, dacă vreți, cu realizări sau realizări mai puține și atunci spun, domnule, da, vă știu, v-am văzut pe stradă, v-am urmărit, îmi place ce spuneți, nu îmi place ce spuneți, uh, pentru că sunt păreri și păreri pe care trebuie să le iei așa cum, uh, cum îți transmită cetățenii. De ce? Pentru că au dreptate în tot ceea ce înseamnă uh, cum văd ei viitorul Galațiului sau cum văd ei viața în, prin ochii lor ceea ce mă deranjează dacă vreți sunt mesajele acelea violente așa adică eu stau de vorbă cu fiecare pe rețele de socializare dacă îmi scriu anumite lucruri, ce n-am făcut bine ce am făcut bine și chiar le, le răspund gălățenilor și nu numai, mi se pare normal nu pot să răspund chiar la toate pentru că nu aș face altceva decât să răspund la mesaje dar când am timp așez și răspund la mesaje, bineînțeles cele care sunt cu un limbaj neadecvat, ascunzându-se de fapt într-un într cont în care apare, el îl cheamă Marian și este, apare o doamnă, cu siguranță sunt conturi false și atunci nu poți să le în, în, seamă. Dar, ca de fiecare dată, e importantă părerea și ce spune Gălățeanul, pentru că trebuie să coborăm puțin din tot ceea ce înseamnă acel, dacă vreți, palat de fil de, de cristal undeva sus și nu mai înțelegem ceea ce se întâmplă. Să știți că în campania electorală am stat de vorbă și am mers printre... Și nu numai, să știți, sunt gălățean născut și crescut aici și am suficienți prieteni, familia uh, cu care vorbesc și să știți că uneori te ai uh, o, să știți un discurs uh, mai puțin prietenos cu dacă vreți cu prietenii tăi, cu ce amicii tăi, să-ți să spună, da. domnule, nu-mi place, de ce? Puteați să faceți și anumite lucruri, uitați, ați greșit aici. Așa se întâmplă și e un lucru foarte bun pentru că ei și obții un feeling, o părere a, a Nu Contează, v-am zis, foarte mult, chiar dacă une, unii senatori, candidați, bineînțeles, la Senat și la Camera Deputaților, nu au ajuns să vorbească cu Grățeanii față în față. Eu sper să aprecieze lucrul acesta, că suntem aici și vom rămâne aici și după aceste alegeri. Important este ceea ce promitem, ceea ce am făcut, pentru că noi, candidații la Partidul Social Democrat, am făcut lucruri importante, am depășit acea fază în care doar promitem, ci facem și, într-adevăr, avem program de guvernare, atât național cât și local, pentru a continua aceste investiții atât de importante pentru Galați. Rezultatul primului tur al alegerilor prezidențiale vă motivează și mai mult în aceste câteva zile cât au mai rămas până la alegerile parlamentare sau, din potrivă, v-au demoralizat? Nu, nu ne-au demoralizat. Personal, eu sunt un... nu renunț niciodată în tot ceea ce înseamnă lupta politică și în viață, să știți, adică era o glumă că bătaie, știu au am mai luat. Uh, ideea că nu te obișnuiești cu bătaia, ce efectiv trebuie să să câștigi, noi, noi reprezentăm Partidul Social-Democrat. Noi credem că în ultimii 8 ani de zile am făcut lucruri foarte bune pentru, pentru Galați și Gălățeni. Că suntem, și știu Gălățeni acest lucru, pe un drum și o dezvoltare durabilă, o dezvoltare echilibrată, o dezvoltare uh, sustenabilă uh, a Galațiului, atât în municipiu cât și în județ. Avem pe Ionuț Pucheanu și Costel Fotea, primar și președinte de Consiliului județean. Avem consilieri locali, consilieri județeni. Noi ca Partid Social Democrat avem o forță, în, suntem o forță în Galați și călățenii ne au votat la alegerile locale cât și la europarlamentare. Sper să se întâmple acest lucru și la alegerile parlamentare pentru că toate proiectele acestea de dezvoltare a, infra, a infrastructurii, cel puțin rutiere, feroviară, navale și aeriene, ce v-am spus mai devreme, sunt prin fonduri europene, sunt prin fonduri de la Ministerul Transportului și nu numai, și atunci avem nevoie de, de oameni care uh, parlamentari, senatori și deputați, care să reprezinte Galațiul în Parlamentul României, care vor vota Guvernul României și care primit un rezultat bun duminică și rog gălățenii să vină și să voteze reprezentanții Partidului Social Democrat. Cu siguranță vom avea un reprezentat în guvern, secretar de stat, director de investiții și vă mai asigur de faptul că toți reprezentanții Partidului Social Democrat vor, vor reprezenta și vor avea, dacă veți o carte de căpătăi, programul nostru de guvernare local. Tot ceea ce am promis în această echipă, da, cu siguranță ne vom ține de aceste, de aceste investiții atât de importante. Repet, continuăm investițiile, nu le începem. Le-am început, sunt, sunt vizibile, le văd, simt lucrul acesta și doar le continuăm. Credem că avem nevoie de, de această continuare a, 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 la guvernarea Social-Democrat pentru stabilitate economică și socială și să nu uit important. Avem o îmbinare, dacă vreți, închidem cercul cu domnul europarlamentar Danica și măsurile și tot ceea ce uh, se zbate și luptă pentru galați, pentru combinatul siderurgic, pentru tot ce ține de energie și toate lucrurile pentru agricultori. Avem nevoie de voci. O interpelare în Parlamentul European a vorbit cu. i s-a adresat uh, de doamne Ursula von der Leyen vis-a-vis -vis de rezultatul alegerilor și a cerut uh, răspunsuri vis-a-vis -vis de entitățile care uh, s-au implicat în acest rezultat al alegerilor. Uh, Să știți că atunci când vorbim de, bineînțeles, de votanți sau de un rezultat uh, pe care nu l-a văzut nimeni și pe care nu l-a anticipat nimeni, atunci, cu siguranță, ai niște semne de întrebare. Din câte știu, au, sunt două contestații a, a, celor, a doi candidați uh, referitoare la alegeri. Uh, am înțeles că în CSAT se discută această problemă și, într-adevăr, uh, cere președintele țării și nu numai informări legate de uh, amestecarea unor uh, forțe externe. Vom vedea dacă Serviciul Român de Informații și Serviciul Extern de Informații Român, vor, cele două servicii, vor veni și vor spune dacă într-adevăr au fost influențe externe. Dacă au venit, sunt influențe externe, atunci vom vedea ce decizie se va lua. E important să știți atunci să respectăm votul românilor. Sunt pentru. Uh, votul român este esențial pentru noi de ce? Pentru că în 89 am obținut această, uh, uh, acest lucru normal să poți să votezi și este... să-ți fie respectat votul, uh, dar bineînțeles în condiții în care acest vot nu a fost viciat contează foarte mult acest lucru și într-adevăr cum a spus domnul Danica a avut o interpretare în Parlamentul European dar sunteți de acord cu ceea ce se spune că rețelele de socializare sunt cele care au stabilit finala pentru alegerile prezidențiale? Cred că lumea s-a mutat, atât tineretul și nu numai să știți. Sunt 8,9 milioane, da? milioane de utilizatori de, de TikTok și celelalte rețele de socializare. Uh, Ceea ce e un lucru, v-am zis, bun, lumea se uită, trebuie să se uite, e liberă să facă ceea ce consideră că e, e bine. Ceea ce uh, ridică o întrebare sunt doar dacă a fost, au fost uh, anumite influențe uh, da, și anumiți, anumite ferme de, de boți de, au intervenit într-adevăr în tot ceea ce înseamnă uh, distribuirea acestor uh, informații. Uh, V-am zis, dacă odat la fiecare postare îți intră automat, votezi Călin Georgescu, cu siguranță e ceva acolo. Dacă faci, de exemplu, o postare și spui, domnule, eu am 3 milioane de vizualizări, e foarte, foarte mult doar o singură postare și atunci trebuie intervenit, bineînțeles prin metode specifice, să vezi dacă într-adevăr au fost uh, manipulați, dacă vreți, uh, oamenii și votul lor, pentru că după alegeri vedem foarte mulți oameni care spun, domnule, am votat, dar nu știu, nu, nu, nu știu cine e. Și atunci uh, sfatul meu este să, să fii informat, uh, vezi cine e, vezi ce a făcut, uh, vezi poziționările pe anumite teme importante, v-am spus. Deci când vorbești că vrei să ieși din Uniunea Europeană și că n-ai nevoie de scutul de la DBSL-ul care ne protejează uh, și că nu vrei în NATO pentru că sunt lucruri uh, suficient de grave, să știți atunci că poziția noastră acum vedeți că a zis domnule, nu, de fapt vreau Uniunea Europeană, vreau NATO, n-am spus acest lucru, dacă te uiți pe tot ceea ce e în urmă, vezi că de fapt acesta a fost uh, discursul înainte să ajungă în turul doi. Vom vedea ce se întâmplă în CSAT, vom vedea dacă instituțiile de forță din România trebuie să vină cu un mesaj și trebuie să vină cu o analiză corectă, pertinentă, astfel încât să știm adevărul. Dar românii, v-am zis, odată ce au votat, dacă aceasta a fost alegerea, vom vedea, vom vedea pe, pe 8 decembrie, dar important, v-am zis, sunt pentru o alegere parlamentare, pentru că guvernul este cel ce va da din punct de vedere legi legislativ, în sensul de, din punct de vedere uh, uh, al uh, deciziilor în ceea ce înseamnă direcția de dezvoltare a României, atragerea de fonduri europene uh, și tot ceea ce uh, reprezintă buna guvernare, uh, Parlamentul votează Guvernul României. Cum a fost votul la Galați? Ce au votat gălățenii? Votul la Galați noi ca parte Social Democrat, cu siguranță am am câștigat și domnul Marcel Cioroc a fost pe primul loc. Numai că, să știți, e complicat să explici când într-o comună, într-un sat din Galați, undeva în județ, are domnul Georgescu 100-200 de voturi. Și spui, domnule, dar de unde? Că n-a ajuns, n-a vorbit, a vorbit cineva cu dumneavoastră, n-a vorbit, domnule, cu nimeni cu mine. Dar ce? Păi mi-a apărut pe telefon, pe, de, M-au apărut 100 de mesaje numai cu el, că el e cel mai bun. Și am zis, Doamne, hai să încercăm să vedem dacă e bun. Dar știți cine e? T nu știu cine e. Pentru că și noi, la un moment dat, v-am zis, eu l-am văzut, chiar am urmărit câteva emisiuni, că cât dânsul, nu totale, dar câteva minute. O să recunosc că nu mi s-a părut interesant din punct de vedere al, al faptelor. Să știți, sunt inginer de profesie și atunci vii și îmi spui. Să putem vor să vorbim de aer, de spiritualitate, dar când vorbim de România, eu sunt țară NATO, membru NATO cu, da, cu atribuții de pline și obligații de pline, sunt în, Uni în Uniunea Europeană și atrag bani și mă dezvolt prin, acest, prin această metodă. Nu pot să accept că vine altcineva și să spună domnule știți eu sunt spre Federația Rusă sau acum zici că nu ești, dar înainte cea că e bun. Adică niște declarații puțin contradictorii Uh, repet, Galațiu, noi am câștigat, dar nu suficient să știți. 20 aproape 27% a câștigat domnul uh, Ciolacu, 22% domnul Georgescu, după care vine doamna Lasconi. Peste scorul uh, la nivel național. Peste scorul la nivel național, cu siguranță. Sunt, uh, sunt mai multe criterii, dacă vezi din punct de vedere al analizei diferența între primul da, și al, al, doilea, după care punem numărul de voturi, câte, număr, câte voturi am avut noi și câte au avut următorul. Adică sunt mai multe. Insuficient să știți atunci când, când vorbești de, de reprezentantul Partidului Social Democrat, dar, repet, greșeala ne aparține, dacă nu 100%, 99% ne aparține nouă. Mai sunt foarte puține zile și se termină această campanie electorală pentru alegerile parlamentare. Ce v-a plăcut și ce nu v-a plăcut în această campanie? A fost Într o, o campanie, campanie pe proiecte? Mi-a plăcut... Uh, îmi place de fiecare dată atunci când vișe vorbești cu, cu omul, cu Gălățean. Și ai momente în care stai de vorbă cu ei, ai momente, să știți, în care... Uh, omul vine și spune domnule nu mi-ai făcut ceva, nu îmi place uh, și vreau să ai grijă de ce faci în viitor. Uiteați, ați promis niște lucruri și nu le-ați făcut. Uh, contează foarte mult. Sunt oameni care uh, e important să știi să, să poți să te uiți la om, să-l simți, să dai noroc cu el, să te uiți în ochii lui. Uh, contează din punctul meu. Să vorbești cu tineri pentru că vreau să vorbesc cu câți mai mulți tineri și să-i întreb să știți m-am întâlnit pe, pe stradă și am întrebat ce vreți? Eu sunt senator Marius Melnicu, candidez din nou pentru senat. Spune ce vrei, uite putem noi să facem uh, uh, legi efectiv pentru pentru a ajuta uh, tineretul? Ce ai dorit tu? Putem pentru că vom avea cu ajutorul vostru uh, al tinerilor și nu numai vom avea guvernarea și vom avea poate un ministru sau lucrăm la planul de guvernare. Cum vedeți dezvoltarea Galațiului? Și fiecare vine și spune Domnule, vreau spații de joacă, vreau un stadion, că suntem pe sport și vrem stadion, vrem, vrem, mai multe investiții, poate companii să vină să avem locuri de muncă, vreau să facem faleza, pentru că nu am făcut faleza. Bine, ținem, cu siguranță ținem mai mult de tot ce înseamnă Consiliul Local și Consiliul locală, de țean, da. dar vin și spun păreri, propuneri, pertinente, v-am zis, corecte pentru, pentru noi și e un lucru foarte bun. Ce nu mi-a plăcut dacă vreți, este faptul că noi venim la dumneavoastră și nu numai la dumneavoastră și în fața gălățenilor și spunem cu niște pliante, spunem aceasta este echipa noastră, lucrurile acestea pe care le-am făcut, ceea ce dorim să facem, local și național, plan local și plan național. Nu am văzut ceilalți uh, colegi. Da, cei contra ce candidați, doresc, da? Contra candidați care doresc să candideze. Să știți că îi văd ca și colegi de ce. După 1 decembrie, de pe 2 decembrie, noi suntem parlamentari. Toți ar trebui să fim parlamentari de galați. Și când vorbim de galați și de dezvoltarea acestei regiuni, suntem toți patru senatori și nouă deputați. Suntem toți și vorbim de galați și de uh, promovare. Să știți că în 2020, atunci când făceam guvernul și noi, cei de la PSD, aflându-ne în, în, opoziție, am venit și am avut câteva amendamente. Și era un coleg care candidează din nou acum la USR și era împotrivă și le arăta arătat co colegilor împotrivă. Nu știu dacă, nu, nu că nu știu, credeți-mă că atunci sunt un om pașnic, dar îmi venea să, să merg să-i îndoi degetul, să da? pentru că nu, noi am fost trimiși de gălățeni. Dacă noi vrem să dezvoltăm Galațiu, măcar dacă politic spune că trebuie să votăm împotriva, tu votează pentru că, pentru că reprezinți Galațiu. Uh, și nu mi-a plăcut, v-am zis, pentru faptul că nu i-am văzut. Unii nu au fost la nicio emisiune și vot, votul dumneavoastră, cei de la Aur, n-au venit la nicio emisiune din câte știu, nici la dumneavoastră și nici la alte emisiuni. Uh, mai e un, un partid, uh, am aflat de el, pot. Partidul Oamenilor tine. E o doamnă, o domnișoară, candidează la Senat, doar la Senat. Am căutat să văd cine e, care e CV-ul, vin la dumneavoastră. Ar în față. putea să devină colega dumneavoastră în Senat? Cu siguranță ar putea deveni, dar sper să nu devină. De ce? Pentru că nu a venit în fața gălăținilor, nu vorbește, nu vă spune care e proiectul lor de țară, proiectul lor local, pentru că sunt oameni care vin în galați. Sunt oameni care spun da, vreau să candidez, dragi gălățeni, votați-ne. Care este programul? V-am văzut până acum? Nu m-ați văzut până acum. Vă voi vedea de acum înainte? Păi, mă veți vedea cum ați văzut și până acum. Adică, deloc. Și sper ca uh, gălățenii să, uh, să voteze cei pe care îi cunosc, cei care vin cu programe, cei pe care îi vedeți pe stradă. Contează, v-am spus, pentru mine și numai pentru mine sper, și pentru Gălățeni faptul că venim la dumneavoastră în emisiune de atâta timp venim, de ani, de zile nu vin de acum că este campanie și voi veni și în continuare să spun ce am promis, ce, ce am făcut, făcut și ce voi continua să fac pentru Galați și Gălățeni același lucru să vină fiecare fiecare candidat să vină și să spună ce vrea să facă. dacă nu face acest lucru și Gălățeni, dragi Gălățeni nu ați fost informați, nu votați de ce? pentru că nu știm pentru că nu i-am văzut sau dacă i-ați văzut, e foarte bine. Dacă au venit în mijlocul gălățenilor și au spus ceea ce vor să facă, votați atunci. Dacă nu au venit, nu, nu le dați votul, pentru că nu îi vom mai vedea și atunci când vom fi în Parlament, va face același lucru. Vor vota împotriva Galațiului și nu vor reprezenta Galațiul cu mândrie, cum ar trebui noi să, să, să reprezentăm Galațiul, când avem voturile dumneavoastră în spatele nostru. E o, o responsabilitate foarte mare. Pentru mine, să știți, atunci când am, am fost uh, și sunt în, în Parlamentul României, prima oară mă gândesc la Galați. Ce putem să facem? Văd că sunt anumiți colegi în care fac anumite lucruri pentru uh, zona lor. Vreau și eu să fac. Fac și eu. Eu fac mai mult. Jo sunt suntem colegi, dar într o competiție. Eu vreau să dezvolt zona Galați. Eu vreau să dezvolt zona Galați-Brăila. Vreau să dezvolt Moldova, care nu a fost dezvoltată. Vrem să facem stadion la Timișoara. Foarte bine. Ce divizie sunteți? A treia. Noi avem la Galați de divizia a întâi. Oțelul Galați. Atunci vreau la stadion la Galați. Nu fac în La Deva sau în altă parte. Vreau la Galați. Cine să trebuie fac. să se lupte pentru aceste... Noi toți, să știți. Noi toți. Noi toți, toți și vă garantez noi ca reprezentanți Partiului Social Democrat, domnul Ionus Puchean, Costel Fotea, Danica și toți senatorii și deputații vă garantez că facem această, acest lobby și această presiune pe care exercităm. Cred că, odată ce vom avea votul Gălățenilor pe 1 decembrie, și vă, vă rugăm să votați reprezentații Partidului Social-Democrat în Senat și în Camera Deputaților, să putem, într-adevăr, să, să ducem mai departe toate proiectele pe care le-am propus, pentru că nu putem, să știți, fără vot, fără a fi acolo, fără a fi la guvernare, fără a accesa fondurile europene și nu numai fondurile europene, să știți, mai sunt și fonduri bugetare. E un mix între tot ceea ce înseamnă local, bugetul statului, fonduri europene, împrumuturi, în așa fel încât să acoperim toată această plajă de investiții, de lucruri importante pentru galați și gălățeni, pentru că vorbim de sănătate, vorbim de educație, vorbim de sport, vorbim de cultură, trebuie să punem pe hartă galațiul din punct de vedere cultural. Trebuie, vorbim, de, de rutieră feroviară, vorbim de tot ce înseamnă infrastructură rutieră-feroviară, vorbim de tot ce înseamnă energie, atât de importantă. Adică sunt lucruri cât și de agricultură, să știți. Galați are un potențial enorm pe tot ce înseamnă agricultură. Trebuie să fim prezenți și să spunem că trebuie să ajutăm agricultorul și fermierul și țăranul român, în adevăratul sens cu ță mare, să putem să-l ajutăm să producă. Astfel încât să avem uh, suficientă mâncare românească, de calitate, uh, din gala și nu numai. Și pentru că dumneavoastră faceți parte din Comisia de Digitalizare, Tehnologia Informație și uh, inteligență Artificială din uh, Parlament, uh, aș vrea să ne spuneți puțin despre, ac despre acest uh, proiect România, Hub de Securitate Cibernetică. Acces digital pentru toți românii. Dați-ne detalii la ce se referă și. Ce veți face concret? Să știți, atunci când am fost președinte Comisiei și acum sunt doar membru pentru că am fost promovat ca și secretar al Senatului în birou permanent, am aprobat și am votat foarte multe legi, legi importante pentru România. Legate de acest domeniu atât de important și de atrăgător atât pentru prezent cât și pentru viitor. Și anume am vorbit de claudul guvernamental, am vorbit de uh, legea 5G, am vorbit de codul comunicațiilor, am vorbit de uh, legea intero interoperabilității, uh, am vorbit de semnătura electronică uh, și legea securității cibernetice. Având în vedere că în România sunt foarte mulți uh, tineri și nu numai tineri, oameni scripitori pe acest domeniu, și în Galați să știți am vizitat uh, o companie cu tineri veniți din, din Londra, veniți acasă și 95% erau din Galați. Tot pe această componentă de comunicație și informații și inteligență artificială, creșterea va fi exponențială pe acest domeniu. V-am spus dacă până acum am avut un 9,3% din uh, produs intern brut a fost din această activitate. Acum am ajuns undeva la 9% din produs intern brut ca și impact asupra bugetului și fiind într-o creștere exponențială. Când vorbim de toate aceste, acest flux de date, cu siguranță avem nevoie și de securitate cibernetică. Adică uh, o securitate a datelor circulația datelor astfel încât uh, să nu, uh, să nu fie furate, dacă vreți, tot ceea ce înseamnă date personale și nu, date, da, nu numai date personale. Uh, având în vedere faptul că atât în Galați cât și în țară sunt uh, oameni foarte bine cotați, unul din cei mai sclipitori din, uh, din Europa, uh, în România s-a stabilit să avem agenția europeană de cyber security în București și atunci când ca o recunoștință a tot ceea ce înseamnă capacitatea României pe acest domeniu. Cu siguranță Galațiul trebuie să joace același rol, pentru că nu vorbim doar de, de o dezvoltare, să știți, palpabilă în sensul de rutier feroviar da, și legătura cu Bucureștiul, ci și o dezvoltare hibridă. Hibrid înseamnă legătura pe care ar trebui să o avem noi direct, poate vrei, din punct de vedere al informațiilor și a comunicațiilor, să ajungem de aici la New York printr-un click distanță. Și atunci, dacă în România și în Galați, Galațiul devine un hub de dezvoltare pe cyber security, fiind la granița de, de est a României și a Uniunii Europene, cu siguranță acest lucru va aduce plus valoare și vor aduce. Oameni și foarte bine pregătiți. Să știți că în Europa suntem pe primul loc la ce înseamnă Women in Tech, adică femei în această domeniu. activitate. Un lucru foarte, foarte bun și chiar laudativ. Să știți, să poți te mândrești cu acest lucru că avem femei și doamne domișoare care excelează în acest domeniu, dar credeți-mă că dacă n-am reușit în, în anul acesta ca în legea educației să introduc acel amendament legat de educația cibernetică credeți-mă că anul viitor voi împreună cu colegii mei vom face în așa fel încât să avem astfel de educația cibernetică în programa școlară. Este vital și important pentru generație viitoare, să-i pregătim pentru tot ceea ce înseamnă noile munci, poate din 2035, 2040, 2050. Încă două, trei zile până la vot, până duminică. Ce o să faceți acum? Va schimba strategia de campanie electorală? Vă veți muta mai mult în mediul online, pe site-urile de socializare, sau uh, veți continua? să vedeți, să mergeți, să vedeți, să vorbiți cu oamenii, să dați mâna cu ei și să vă spună față în față ce probleme au și să-i cunoașteți. Eu cred că va fi un, un mix, să știți. Spun de fiecare dată, este foarte bun internetul și tot ce înseamnă aceste noi tehnologii și faptul că vom avea acces la toate informațiile și pe totul digital. Dar credeți-mă că nimic nu se compară cu, cu o strângere de mână și o privire în ochi. Nimic nu se compară cu vocea omului pe o anumită tonalitate. Nimic nu se compară cu empatia față de, de om, și atunci cred și am aceeași convingere că trebuie să fim alături de gălățeni. Prin programele noastre, pe rețele de socializare, pentru că suntem într-o viteză și poate nu avem timp să stăm să-i vedem toți uh, uh, gălățenii și poate și cu siguranță vremea s-a uh, răcit și atunci nu putem să-i găsim, uh, poate pe stradă nu e vară să se prindă până la 10 noaptea și sunt care foarte devreme. Uh, cred că ar trebui poate uh, mesajele noastre puțin mai. Uh, nu știu dacă mai simpliste, să știți, pentru că sunt oameni și oameni. Sunt oameni care înțeleg, sunt oameni care își dau seama și spun, domnule, mă interesează, haideți să discutăm. Sunt oameni care spun, da, mă interesează alt domeniu și atunci ar trebui, cred, mesajele noastre să meargă către mult mai direct și mult mai, nu știu dacă mai simple, dar mult mai precise. Și să spunem că ne interesează să continuăm toate investițiile în Galați. Contează enorm de mult, credeți-mă. Următorul exercițiu pe fonduri europene, pnrr ul și alte programe operaționale, program operațional transporturi, important, programul operațional de sănătate, iarăși foarte important, și alte programe operaționale, sunt undeva la câteva zeci de miliarde, cred că 100 de miliarde. România ar trebui să absorbe acești bani, și Galațiu, așa cum a spus, sunt de pe locul 3 în ceea ce înseamnă absorpție de fonduri europene. Avem nevoie de votul gălățenilor. Avem nevoie de, de a continua acest drum uh, pe care l-am uh, am pornit și care uh, e drumul corect. E drumul spre Europa, e drumul spre NATO, e drumul spre dezvoltare, e drumul spre eliminăm vizele uh, Schengen și intrăm în Schengen, eliminăm vizele cu uh, statele unite ale Americii și atunci drumul acesta este drumul nostru, drumul corect, drumul de dezvoltare, drumul nostru și al copiilor noștri. Uh, investim în educație, și nu ne oprim în tot ce înseamnă. Am fost, acum să știți, la uh, în secțiile de votare, și am intrat în unități de învățământ, școli, grădinițe, licee, noi reabilitate. Cald, frumos, primitori. Oamenii primitori, oamenii au fost puțin cei din secții, și am lăudat lucrul acesta între președinte. Și toți reprezentanții uh, partidelor, faptul că erau mult mai relaxați și faptul că au învățat că sunt acolo să ajute la tot ce înseamnă această uh, activitate și la actul electoral, uh, să reprezintă și să fie corecți. Uh, să poată într-adevăr să fie într-o armonie, pentru că vine românul, vine gălățeanul, votează după care pleacă. E un lucru ce arată, din punctul meu de vedere, puțină, să spun, nu numai evoluție, ci o creștere a tot ceea ce înseamnă gradul de, de a învăța, nu de a te certa cu cel de lângă tine, ci efectiv ne păstrăm cumpătul și facem lucrurile în așa fel încât să fie într-o armonie. Așa vrem să ne creștem și noi copiii, și tot ceea ce înseamnă dezvoltare în lumea noastră a tuturor este în pace și în armonie. Nu mai avem multe minute din această emisiune, domnule senator, dar spuneți-mi dacă aveți emoții pentru duminică. Să știți, e ca o, o competiție. Nu există să nu ai emoții. Să pleacă de la zero voturi, chiar dacă de la ora șapte, zero voturi pentru fiecare candidat în parte sau fiecare partid în parte. Eu cred că Gălăține ar trebui să iasă la vot cât în număr cât mai mare să spună ceea ce crede că e mai bine, să analizeze și mai au câteva zile să vadă programele fiecărui partid în parte, să vadă cei ce vin și cer votul și vreau și eu să văd poate un CV, ce ai făcut în viața asta și ce vrei să faci. E esențial din punctul meu de vedere. Eu sper că la închiderea 1 și după ce vom număra voturile să fie pentru Partidul Social Democrat, pentru viitor, pentru copiii noștri. Credeți-ne, acel plan, aceste funduri europene, în următorul exercițiu, sunt determinante, definitorii pentru dezvoltarea României, cât și dezvoltarea Galațiului. Credeți-mă că dacă reușim să fim la guvernare, dacă reușim și cu, cu siguranță noi, ca Partidul Social Democrat, cu bune și rele, am și greșit, așa e în viața asta, cine a greșit trebuie să plătească. Dar credeți că știm ce înseamnă fonduri europene, știm ce înseamnă dezvoltare, știm ce înseamnă ce avem de făcut pe perioada următoare. Continuăm proiectele începute, finalizăm pro proiectele începute. Sunt lucruri esențiale pentru dezvoltarea noastră. Sper ca uh, gălățenii cu micul mare să înțeleagă momentul acesta și să, uh, să voteze uh, toți reprezentanții partidului social Democrat atât la Camera Deputaților, cât și la Senat pentru a avea cât mai mulți reprezentanți pentru că sunt garanția faptului că ceea ce promitem și facem. Credeți că va fi o prezență numeroasă duminica la vot? Sper să fie o prezență numeroasă, cel puțin la fel de, de mare poate ca la alegerile locale sau la alegerile prezidențiale. Cred că aici ne vom, ne vom clasa. Important să, să vină românii și gălățenii în primul rând, să vină să voteze Ceea ce cred, credem noi că este mai bine pentru, pentru noi toți, nu numai pentru unii. Și nu venim cu sloganul, să știți, noi, ca Partid Social Democrat, cel puțin în galați. Și nu numai în galați. Venim și uh, văd oamenii faptul că suntem într-o continuă schimbare. Văd oamenii că am investit local, am investit foarte, foarte bine în municipiu, cât și în județi. Important este acum aceste proiecte care sunt pe fonduri europene și nu numai. Legătura către București, portul din Galați, centură, aeroportul care se va realiza la fel, fonduri europene, bani de la bugetul statului, bani de la, de, la, de la Consiliul Județean. Altfel nu se va rezolva. Nu se va realiza această investiție și atunci avem nevoie de, de tot ceea ce înseamnă susținere. Locală avem, acum trebuie să avem guvernamentală, astfel încât aceste proiecte să, să continue și aceste proiecte să se finalizeze în următorii patru ani de zile. De ce să voteze Gălățenii lista Partidului Social Democrat și nu pe altor uh, colegi contracandidați? Din același motiv, să știți, am, uh, avem un proiect de, de țară, avem un proiect local de dezvoltare, avem. Uh, avem proiecte începute în cei 8 ani de zile de când suntem uh, și dezvoltăm galațiul și am repus galațiul pe harta României și nu numai. galațiul trebuie să devină un oraș european. Spun de ceva timp să știți dacă vă uitați la toate declarațiile mele, spun că orașul Galați trebuie să devină un oraș european și va deveni prin investițiile pe care vi le-am spus. Investitorii vor veni în, în Galați. când vom avea aceste legături rutiere, feroviare, navale cât și ceea ce a spus dumneavoastră un hub de cyber security și nu numai. Când vom putea spune că uh, vom avea un, un aeroport internațional, Galaz Brăila, atunci când vom putea uh, și în următoarea perioadă important implementăm aceste proiecte. Sunt început aceste proiecte, sunt, uh, sunt pe drumul cel bun. Dacă nu vom fi la guvernare, dar acest lucru nu cred că se va întâmpla, să vom fi ca în anul 2020 în care Galațiul a fost șters de pe hartă. Cei de la București au spus că Galațiul Oraș Roșu noi nu mai, nu mai, dăm bani și au pedepsit gălățeni. Eu sper că gălățenii să nu uită acest lucru, sper că gălățenii să spună da, eu vreau libertate, nu mai vreau să iau nu știu câte vaccinuri, nu mai vreau să stau în casă, nu mai vreau să mă îngrop cu părinții, bunicii, frații sau în acele nenorociri când îi puneam într-un sac și aruncam, aceste decizii le-au luat cei ce au fost atunci la guvernare. Noi vă spunem că uh, aceste proiecte pe care venim și în fața dumneavoastră și vi le prezentăm și susținem cu tărie că avem oameni profesioniști, că suntem oameni, oameni, suntem oameni serioși și suntem oameni cu frica la Dumnezeu. Să știți că nu trebuie să arăți de fiecare dată că mergi într-o biserică sau că faci bine. Din punctul meu de vedere și cum spune pravila creștină, binele se facem în liniște. În câteva secunde, domnule senator, să le transmiteți un mesaj gălățenilor de ce să vă voteze duminică. Dragi gălățeni, la mulți ani, primul rând, pentru 1 decembrie, este Ziua Națională a Românilor de pretutinde. Vă așteptăm la vot să susțineți reprezentanții Partidului Social Democrat, pentru că suntem oameni serioși, pentru că am demonstrat că ne interesează dezvoltarea Galațiului și ne interesează gălățenii, ne interesează prezentul, cât și viitorul, astfel încât Galațiul să devină un oraș european pentru noi, cât și pentru copiii noștri. Vă așteptăm la vot să votați Partidul Social Democrat. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu pentru prezența Sără, în emisiune. Mulțumesc. Vă doresc mult succes duminică Doamnește. și vă mai aștept aici la Reperul TV. De ce nu să ne vorbiți în calitate de senator în continuare al Partidului Social Democrat? Vă garantez că noi vom veni și vom discuta cu dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și Să domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor!